Am o deosebită plăcere și, iarăși, sunt lucruri autentice, naturale, normale. Am o satisfacție deosebită să prezint o, o colegă de-a mea, un lider puternic, o femeie puternică. Apropo, astăzi, noi avem, dacă nu ați remarcat încă, în agenda, avem un echilibru foarte bun și puternic între femei și bărbați. E încă un rol al nostru, ca resurse umane, să uh, inspirăm, să promovăm, să dezvoltăm și să asigurăm acest echilibru între aceste două emisfere, între aceste două dimensiuni care în armonie funcționează cel mai bine. Și aici uh, vreau să o prezint pe Carolina Bugaian, uh, director general companiei MOLTEL, uh, mentor, lider. Pentru foarte mulți uh, dintre colegii mei, o, o, o persoană care a, a determinat parcursul cu succes și găsirea sensului uh, în activitatea profesională, dar și personală. O persoană care, un lider care a acumulat experiență în diferite poziții ca profesionist și ca și culturi. Uh, cumva, cred că trebuie să organizăm o, 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 o oportunitate colegii să afle din experiența de a lucra în companiile asiatice și în țările cum este Nepal, atunci când e cea mai mare criză, plus cu tremur plus lipsă de energie și, uh, uh, și alte crize. Uh, o persoană care nu pot să nu spun că. Uh, Echilibrează și balansează atât prin viața spirituală cât și personal-profesională și familia. Deci, e un exemplu, ca femeie, ca profesionist, ca lider, și care ne va vorbi astăzi despre leadership, quantum leadership in quantum times. Da? Adică e ceva multiplicat la infinit. Ce înseamnă, de fapt, acest leadership și cum noi, ca resurse umane, putem să, mai, um, să ne mai inspirăm și să ne pregătim să dezvoltăm în oamenii noștri lideri, indiferent că sunt pe poziție sau nu, pentru că a fi lider, de fapt, înseamnă, cum spune Simon Sinek, zice, uh, the, the, the leader is not the, to be in charge. Uh, it's not the title to be in charge, but to be in charge for people, you are in charge. So, despre resurse Carolina Bugayan, director Please welcome to the stage the next speaker within the leadership track. Uh, Eu nu, nu sunt nici eu un speaker public, îmi place foarte mult să comunic cu oamenii, mai puțin de pe scenă și chiar mă bucur cum merge flowul discuției de astăzi, fiindcă Carmina a început cu ceva, după care domnul Covelian cu altceva și eu cred că anume ceea ce eu voi povesti este cumva o îmbinare la toate. Vom vorbi foarte mult despre ce înseamnă, de fapt, Universul, că de fapt este energie da? și faptul că, poate n-am avut energie electrică ieri, am avut alt fel de energie și iarăși pe calea aceasta vreau să mulțumesc echipei noastre de la la anume datorită căruia, de fapt, ieri domnul Hovelian a putut să-și facă acel apel către soție și să vadă ce fac, ce fac copiii. Mulțumesc foarte mult pentru invitație de a fi aici. Mie îmi place foarte mult, de fapt, și domeniul academic, îmi place research Eu, de fapt, toată viața am învățat ceva și în continuu să învăț și în mod academic și de la fiecare în parte. Ideea acestei prezentări a venit de la Irina Străjescu, care este director People and Communication și mă gândeam, poate ar fi momentul, poate să o denumim Mental Health Director, fiindcă cred că asta este foarte important și a devenit foarte important pentru toți în perioadele acestea mai, mai dificile. Și prezentarea, de fapt, este bazată pe cartea care o recomand. Vorbește despre Leadership cuantic de Zohar Danach, care este, de fapt, o autoare. Și un scientist trans de diferite, diferite domenii a învățat. A învățat, de fapt, și fizica și filosofia la MIT, după care a învățat psihologia, religia, filosofia la Harvard. Și am ales foarte mult acest subiect, fiindcă cum de fapt a evoluat și echipa mulțel și cum noi toți împreună interacționăm, este foarte mult apropiat acestei filosofii. Bun venit în universul mulțel. De fapt, istoria a început foarte mult cu teoria lui Newton. Da? Unde Newton spunea că, de fapt, lumea este o, o mașinărie și Dumnezeu a creat Universul unde totul este previzibil și, de fapt, sunt anumite legi. Și întreaga civilizație occidentală, de fapt, a fost bazată pe această idee că sunt anumite legi și că totul este format din atomi, atomii interacționează ciocnindu-se unul de altul și atunci se formează un ceva. De fapt, și ulterior, și capitalismul a fost format pe aceeași idee, unde filosoful scoțian Adam Smith tot zicea că totul este bazat pe anumite legi newtoniene care sunt de fapt previzibile. Managementul ulterior, profesorul Keller continua cu descrierea organizațiilor iarăși ca niște mașinării. În timp ce oamenii care lucrau în ea, numite resurse umane, iarăși sunt niște procesoare. Dar, dacă să ne gândim un pic, procesoarele procesează niște informații, da? au niște tascuri care urmează să le facă. Și atunci, aici, cumva, nu este spațiu de conștiință, nu este spațiu de altceva, de o energie. Și atunci un lider cumva, dacă să mergem pe primiza că resursele umane sunt niște mașini, sunt niște active, atunci liderul ar fi cineva care conduce, este un mașinist. Este un dictator, probabil, că, și care este pus acolo în funcție doar pentru a genera anumite profituri la cel mai eficient posibilitate, la costuri cele mai mici. Și probabil că toți, deja în perioada aceasta recentă, am observat că nu mai este un concept acesta, nu mai este valabil. Fiindcă, cu siguranță, nu mai avem acea certitudine despre care s-a vorbit. Nu mai putem considera oamenii niște resurse umane. Fiindcă, până la urmă, oamenii sunt oameni și sunt oameni și în familie, alături de cei dragi, sunt oameni și la serviciu, sunt oameni care au anumite crezuri, anumite dorințe, anumite visuri și nu vin la servici să execute doar ceea ce îi se spune. Probabil că și, și, generația aceasta a mileniilor și următoarea generația Z, deja cu toții ciocnindu-ne cu ei, am văzut că lor nu pur și simplu le spui că trebuie sau de atâta, da? trebuie să faci așa, fiindcă asta e necesar. Și prin urmare, noi nu mai putem fi acei atomi care creează ceva doar prin concurență și prin ciocnire. De fapt, suntem deja într-o nouă realitate, o realitate cuantică. Și din punct de vedere al fizicii cuantice, toată lumea este o energie. Fiecare dintre noi este energie, toată lumea este o energie și cu toții suntem un tot întreg. De exemplu, când a ieșit Carmina aici, da? se spune că este atunci când omul este, are o energie pozitivă, într un, un, soare în, în camere și totul se luminează. Fiecare dintre noi are acea energie pozitivă care aduce cu sine și luminează. Și respectiv, dacă în fizica cuantică suntem atomi separați, care sunt cumva, în fizica newtoniană, suntem atomi separați, atunci în fizica cuantică noi suntem toți Interacționăm împreună. Și, ca și principii a fizicii cuantice, este că, de fapt, particulele sau undele sunt în același timp și particule fizice și unde, da? adică frecvențe. Și fiecare dintre noi interacționează. Un altă idee al fizicii cuantice că uncertainty sau probabilitatea de fapt este unicul adevăr. Și atunci când fizicienii care utilizează principiile mecanicii cuantice se gândesc cam care ar fi rezultatul unui, experiment, singurul, singura concluzie care pot vine sunt diferite probabilități pentru diferite scenarii. Și Iarăși, noi, fiecare fiind parte a acestui tot întreg, suntem observatori și observatorul nu stă acolo un, ca un atom separat. Însă el tot influențează procesul și rezultatul prin propriile gânduri, întrebări ca și le, ca le pune, viziuni și acțiuni. Și respectiv totul este interconectat. Pentru că lumea unde totul este uh, o energie comună, gândurile, deciziile noastre influențează. Și respectiv, eu am responsabilitate. Sunt responsabil nu doar pentru ceea ce se întâmplă la mine în familie, la mine în companie, în departament, dar sunt responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă în întreaga lume. O altă idee este că tot ce nu este interzis este obligatoriu sau are șanse să se întâmple. Fiindcă atunci când uh, o particulă în fizica cuantică se depasează de la punctul A spre punctul B, totul este posibil, fiindcă oricare, cea mai improbabilă probabilitate, tot se poate întâmpla. Și, de fapt, cum vrem noi să fim, particule sau unde. Dacă să ne gândim că suntem la o conferință care discutăm oamenii și aceasta este o sesiune de leadership, atunci noi putem să ne imaginăm că fiecare dintre angajați este o particulă, da? separate, care lucrează pentru un proiect, misiune și atunci când se ciocnesc, se creează ceva. Sau o altă idee, ar fi că atunci când sunt toți pe aceeași lungime de undă, avem aceleași gânduri, valori, fiind interconectați, holistic și simțind acea responsabilitate unul de altul, totuși putem atinge acel scop comun chiar dacă ni se pare că este imposibil. Nu știu dacă vă amintiți despre tunelul cuantic sau Harry Potter atunci când trece printr-un perete ca să ajungă la platforma 9-3 4 Deci vorbim despre fizica cuantică și nu vorbim acum, fiindcă suntem la o conferință interesantă, importantă, nu vorbim despre ideea că putem să trecem prin pereți, dar ne vorbim despre anumit pereți sau bariere Emoționale sau bariere mentale pe care ne punem. Și, de fapt, aici, cum a trecut Harry Potter prin acel perete, este important și pentru conceptul de leadership, fiindcă atunci, dacă încercăm și formăm o coeziune într-o echipă, atunci nu mai există doar particule separate și suntem toți împreună pe același nivel de undă. De fapt, S-a vorbit deja astăzi că incertitudinea este unicul fapt cert. Și probabilitatea este tot ce am știut vreodată. Deja, de pe timpurile COVID, nu mai avem un mediu previzibil. Și este important să fim conștienți și să aplicăm aceste principii a realității cuantice în care deja suntem. Fiindcă legea este vorba despre legea posibilităților nelimitate. Fiindcă în realitatea cuantică chiar și cea mai neverosimilă opțiune are șansa să se întâmple Și cum atunci ne descurcăm noi în aceste timpuri Acești da, lideri, șefi de departamente, de echipe Cum face față într-o lume a turbulențelor, aceste dezvoltări vertiginoase a tehnologiilor haosului provocărilor, dar și oportunităților. De fapt, gândirea asociată cu fizica cuantică și știința haosului și complexității subliniază acest potențial creativ al incertitudinii. De fapt, noi cu toții involuntar ne am transformat deja în acești lideri cuantici, fiindcă a fost COVID-ul, după care războiul, după care crizele care merg una după alta și noi înțelegem că noi nu mai putem fi manageri de procese, da? suntem lideri, fiecare pentru noi și pentru organizațiile, societatea în care, în care activăm. Și, de fapt, ce este acest quantum leadership? Sau care sunt organizațiile care își au rostul în această, în această realitate cuantică. În primul rând, trebuie să ne găsim sensul de a fi și acel scop existențial. Și realitatea cuantică ne oferă viziunea că suntem totuși un univers interconectat, unde fiecare este parte a unui proces mai mare. Astfel, prin viziunea cuantică asupra lumii, știm că Sensul de a fi și scopul atât de mult cerut de generația Z, de fapt, este aici. Și, prin urmare, noi mergem spre un nou nivel sau numit capitalism filantropic. Anume, aceasta, noi am transformat și am înțeles: și am transformat la Mulțel împreună, inspirați de uh, acționarii noștri, uh, familia Ciodare, care. Pornind și ei cumva din acea religie budistă, din un pic alte concepte decât le avem noi aici, exact cum a zis și domnul Hovelean, cumva venite din ceva foarte clasic, ceva foarte rigid, ortodoxie și sistemul sovietic în care am fost atât de mult și totuși nu putem să ne debărăsăm de el. Um, am mers pe un nou concept, conceptul de Digital Human, fiindcă, până la urmă, iarăși, suntem oameni, și prin uh, crearea fundației Mulțel, cumva, uh, întreaga echipă a primit un nou uh, sens. Un nou sens în care a dus un pic organizația de o, o de valoare simplă, de ce există companii, da? de să facă profituri la costuri minime. Um, prin urmare, totuși, resursele sunt nelimitate. Iar și acționarul nostru, domnul Bino Ciothari, în cartea sa, Making it Big, spunea că nu există ideea că nu sunt resurse. Odată ce este o idee și acea idee vine cu un scop bun, care până la urmă vor beneficia o întreagă societate de pe urma ei, resursele neapărat te vor găsi. Și ideea de bază, iarăși, este că într-o organizație cuantică nu suntem atomi pasivi care așteaptă să fim conduși, să ne se spună ce să facem, ci trebuie să fim agenți activi care împreună co și transformăm energia de la o etapă la alta. Cu toții putem deveni agenți activi ai schimbării și anume așa se văd generația Z. Vorbim deja despre organizații care sunt compuși din oameni și oamenii, sigur, că au mai multe dimensiuni. Vorbim despre dimensiunile mentale, emoționale și spirituale. Și împreună decidem ce probleme, de fapt, vrem să rezolvăm și unde vrem să ajungem. Până la urmă. Din punct de vedere holistic, suntem niște unde toți împreună și nu mai putem vorbi de departamente care sunt etichetate separat, cum ar fi marketing, finanțe. Acestea sunt niște modele newtoniene bazate pe primiză că lumea constă din mici atomi separați. Deja am discutat că toți suntem partea unui sistem viu al cărui părți se influențează reciproc. Și este important să realizăm că acest nou concept și că noi facem lumea și nu lumea ne face pe ea. Aceasta este o perspectivă cu totul crucială și nouă a viziunii cuantice asupra lumii. Și de fapt, COVID-ul, pe lângă multe altele, ne-a învățat că nu există o divizare radicală între minte și corp. Și de fapt, Ideea și acestei cărți și prezentarea pe care a fost bazată este că toate noile științe ale secolului 21 sunt foarte transdisciplinare și holistice. Și dimensiunile noastre, toate mentale, emoționale și spirituale, sunt împletite. Lumea de astăzi deja nu mai este așa stabilă și previzibilă sau controlabilă. Probabil că toți, cu toții simțim că în viața noastră, atât personală și cea profesională, în permanență avem senzația că pământul se surpă și totul scapă de sub control. Și, respectiv, companiile nu pot rămâne sustenabile abând la bază ipotezele și abilitățile sau instrumentele de gândire și de control care existau de până atunci. Respectiv este important să resetăm creierul atât la nivel individual, cât și corporativ. Și aceasta nu mai este o opțiune, ci este o necesitate. Creierul uman este foarte flexibil și autoorganizat și se reconectează constant, se adaptează. Avem trei părți ale creierului: cel rațional, bazat pe logică sau Fizic vorbind, gândirea în serie, unde toate decurg una de la alta, unde există doar alb și negru, gândirea asociativă, care este mai puțin rațională, sunt vorbesc despre emoțiile, sentimentele noastre, simțurile corporale. Și aceasta este gândirea în paralel. Și al treilea este gândirea noastră creativă reflectivă care este inteligența spirituală bazată pe niște uni de gamma de 40 de herți care de fapt unește emisfera stângă cu cea dreaptă. Și noi ca lideri, fiecare trebuie să ne ridicăm un pic deasupra acestei conștiințe care a existat de până acum și cumva să dăm frâu liber la ceea ce deja noi cu toții avem. Și de fapt, fiecare angajat este un lider potențial. Și dinamica sistemului cuantic este pusă în joc atunci când se întâmplă ceva neașteptat sau nemaipomenit. Probabil că anume de această cauză au venit peste noi toate aceste valuri mari de schimbări pentru a ne scoate un pic din acea rutină care exista până nu demult. mult ca creierul să aibă posibilitatea să încerce lucruri noi, să se gândească uh, la lucruri noi. Și de fapt, uh, iarăși, avem în fizica cuantică, avem uh, uh, trei principii de, de bază. În primul rând, principiul totului întreg, despre care am vorbit, uh, care trebuie în permanență să ne gândim că noi nu suntem... Uh, un atom separat, dar facem parte dintr-o energie comună. Deja, organizațiile newtoniene, care au creat acel monstru birocratic de control, nu mai sunt sau care sunt cu organizare ierarhică de sus în jos, nu mai sunt actuale și totul trebuie să fie de fapt de jos în sus, trebuie să fie un, un flow liber de gândire între diferite uh, idei, între diferite uh, circunstanțe, pentru a ajunge și a beneficia din acea diversitate care există. Și de fapt vorbeam cu toții că incertitudinea de fapt poate fi o binecuvântare. Atunci când un bit cuantic vrea să treacă de la punctul A la punctul B, nu urmează doar o cale. Din potrivă, sunt un număr infinit de posibilități și acestea se numesc, de fapt, tranziții virtuale. Fiecare cale reprezintă o cale posibilă, cea mai bună, din punctul A în punctul B. Și noi îl putem privi printr-un senzor către viitor. Și, de fapt, realitatea cuantică în punctul B. Nu este încă foarte definită clar și depinde de fiecare noi de noi cum noi influențăm. Și toate întrebările noastre, presupunerile noastre, prejudicățile noastre, convingerile, toate au un impact asupra acestei situații pe care o vom ajunge în acel punct B. Deja nu mai vorbim despre cultură corporativă saci, fiindcă vorbim despre caracter. Personalitate și stil individual. Organizațiile cuantice sunt foarte complexe, sunt flexibile, acționează de jos în sus, foarte mult beneficiază din diversitate. De fapt, este un concert jazz. Este foarte verde, fiindcă este într-un echilibru cu tot, inclusiv și cu natura. Recunoaște că oamenii, de fapt, caută sens în tot ceea ce fac. Și sunt interconectate. Organizațiile noi, de fapt, sunt organizații care tot timpul își pun întrebarea de ce. Fiindcă, în permanență, sunt în căutare a sensului pentru ce, de fapt, sunt aici, ce vreau să fac, unde vreau să ajung. Și vorbim, este un subiect mai complicat, îl voi trece așa mai, mai superficial, în primul rând despre sisteme complexe adaptive. Fiindcă vorbim despre oameni care interacționează, respectiv sunt niște ființe vii care se adaptează în dependență de situația în care suntem. Și... La sfârșit, mă voi opri pe scurt asupra principiului acelui leadership cuantic. În primul rând, este cunoaștere de sine. Și nu e ceva nou. Chiar, de fapt, și Socrate spunea că este important să te cunoști pe tine însuși. Și principiul conștientizării de sine, cine sunt eu, ce cred, ce prețuiesc, ce mă motivează, care sunt punctele mele slabe, care sunt punctele forte astfel mă face pe mine să înțeleg cum eu îi afectez pe alții. Este foarte important să acționăm pe principii și credințe profunde și este foarte important să avem această idee de a face lumea un loc mai bun, să fim motivați pozitiv. O altă trăsătură foarte interesantă este spontanitatea. Spontaneitatea este anume acea agilitate sau conducere agilă, independență de situația în care ne aflăm. Și exact, într-o situație când totul este probabil sau este posibil să se întâmple, respectiv, este important să fim deschiși la orice oportunități. Și, de fapt, spontaneitatea nu este ceva care vine dintr-un capriciu sau dintr-un impuls, este ceva care vine din uh, gândirea adaptivă. Este foarte important să fie holistic, să poată gândi pe ansamblu. Uh, o altă idee foarte importantă este independența de câmpul magnetic. Da, Cât este de important uh, să știm, uh, să acționăm pe propriile convingeri, să știm că chiar dacă toată lumea spune că așa nu este bine și nu vei reuși, totuși să avem rezistență de a fi nepopular și rămânem principiilor fidele ale noastre. Smerenia, s-a vorbit foarte mult despre smerenie. Conducătorul înțelept este mereu atent la ignoranța din propria sa rațiune și la răutatea din inima sa. Nu există un om care să le știe pe toate, nu există un om perfect, prin urmare nu există nici lider perfect. Confucius zicea că de trei ori pe zi mă întreb cine sunt și de fapt ce cunosc. Capacitatea de a reîncadra sau ieși din tiparele care sunt cele deja ușor pregătite. Fiindcă ieșind din tipare, mințile noastre încep să producă idei noi. Sigur că întrebarea fundamentală: de ce? Care este sensul vieții? De ce eu fac uh, una, un lucru sau altul? Apreciere diversității, fiindcă anume prin diversitate putem vedea lucrurile din perspective diferite și putem uh, face lumea mai bună. Și, uh, iarăși, utilizarea pozitivă a diversității, fiindcă uh, în arta războiului s-a Sanzu spunea că, de fapt, uh, Cuvântul chinez, problemă vine, conține, sau criză conține două elemente, cea pericol și oportunitate. Este important să găsim și să tragem lecții din oricare situație care am venit Și aici este ideea aceea, să nu ne fie frică să facem greșeli, fiindcă greșelile sunt experiență și nu poate, probabil că trebuie să le numim altfel. Este o experiență care ne face să depășim o anumită etapă și să trecem la o altă etapă de dezvoltare. Compasiunea sau empatia, s-a vorbit foarte mult despre ea. Și sigur că, nu în ultimul rând, este vocația. Vocația, care de fapt este un sentiment mult mai profund decât o ambiție sau un scop. Este acea chemare interioară care rezonează împreună cu întreaga forță pozitivă a Universului. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că nu v-am complicat prea mult cu această prezentare, dar cumva este nevoie și situația, și timpurile în care sunt ne impun să gândim altfel și să gândim că suntem, fiecare dintre noi este responsabil, nu doar de o grada noastră. Vă mulțumesc mult!